ce știm noi despre bunele maniere. Cu siguranță unii dintre noi încă avem multe de învățat. Tocmai din acest motiv la Chișinău a fost organizată Seara Bunelor Maniere, unde părinții au venit împreună cu copiii pentru a învăța despre bunele maniere. Litera U. Bravo! Îți mulțumesc mult! La! Unii s-au dat o bară chiar de la început. Am întârziat, recunosc că am întârziat. Acum am să mă îndreptățesc. Este mai complicat să vin la eveniment cu copilul. Se știe că punctualitatea ține de bune maniere. Cum vedem, au venit foarte puțin la ora indicată, adică ora 18. Dar cu siguranță doar când au respectat un cod din celelalte, o regulă din celelalte. Un exemplu au fost fetele Nonei Marian. Domnica și Sofia ne-au spus ce au învățat ele de la părinți despre bunele maniere. Am învățat la grădiniță că nu e frumos să stai picioare în sus când înveți. Nu poți să stai cu capul în sus când înveți. Să dormi cu capul când lucrezi. Minciuni, cred că așa? Da. Să mănânci pe culcate? Nu. Să nu mănânci pe culcate, să nu spui minciuni și de obicei să fii punctual. Câteodată la școală îmi întârzi vreo câteva minute pentru că e îmbuteiaj. Aș vrea fetița cea mai mare să fie un pic mai organizată, pentru că ea, parcă știți, este ca un mic geniu. Întotdeauna se gândește la niște lucruri mărețe, cum să nu fie război pe această planetă, cum să nu există sărăcie. Și e mai complicat când merge vorba de aranjarea hăinuțelor pe scaunel frumos. Ce ține de cea mică, ea este foarte manierată, este feminină la toate capitolele, dar cred că ei nu-i ajunge un pic de tact. Și de ce gândește, îți pune pe șleau așa cum este. Vorbim de aceleași răspunsuri pe care trebuie să le dea copilul. Vorbim de politețe, de cuvintele de politețe. Vorbim de atunci când face o poznă să-și ceară scuze. Vița, ia păpușa de lângă. Să-și ceară scuze și să conștientizeze. În percepția lui acum, unele dintre bunele maniere este să ia suzieta și să o dea lui tati și să o pună înapoi. Adică el încearcă cumva să fie bun la suflet, să nu fie zgârcit. Da. Sau atunci când vine dimineața în pătuc cu mami și cu tati, încearcă să-i cuprinde pe ambii, deci iarăși să facă cumva parte egală. Probabil asta pentru el înseamnă bune maniere.